din pâinea împărțită de Hristos, că mesele frățeri sunt pline, pline, când cuvântul-i dulce și mănos. Când toți trimiși a Domnului aleargă, ducând belșugul Fiului cuvânt, deschideți-vă inima mai largă și strângeți tot ce împarte Duhul Sfânt. A voastră minte faceți o cămară, ca în ea să strângeți sfinte firmituri, de gânduri și amintiri ca pe o comoară din bogăția Sfintilor Scripturi. Strângeți firmiturile divin, căci locul unde sunteți nu e pustiu și nu știți cât beșur va mai ține și nu știți dacă mâine nu-i târziu. Iisus, Doamne, binecuvintează pe cei ce ne le aduc din partea Ta. Cu Duhul Tău cel Sfânt îi luminează mereu mai cald și dulce ni-l a dat. Iar cei ce aud îi fă să prețuiască, să împărtășesc din pâine, ca să fie împărtășit din pâinea și din vin. Mai credincioși, mai vrenici, să slujească slavă Ția Ta, Iisus, Iubire. Strângeți orice firmitură din aveți învățături. La orice ospăț ceresc, unii frații se întâlnesc. Oricând Domnul e între noi, sunt bucate dulci noi. Și pe masa noastră vin roade cerești de plin. Strângeți orice bob ceresc, din ce frații împărțesc. Și din cât cuvânt ne zic, să nu le pădați nimic. Drumul către cer e lung, mulți pornesc, puțini ajung. Vremea e rea, pustiu-i greu, nu-i ușor spre Dumnezeu. Dă-ți silințele cât poți, că-și te lasă în urmă toți. Și în zadar ajungi când nu-i decât golul nimănui. Strângeți acum până ai timp și inimă și grai. Doamne, să ne binecuvintezi pe frați, surori, pe tinerești și copii și pe noi toți. Amin. Slăviți pe